Sunt Cristian Sima și vă aflați pe canalul Feed Your Grid. Mulți dintre voi mi-au sugerat să fac o trecere revistă a conflictului din Orientul apropiat și să explic mai ales celor tineri care știu foarte puțină istorie cum am ajuns aici, ce are Siria cu Iordania, cu Egiptul, cu Iranul, cu Libanul și cu Israel. Trebuie să știți că Israelul este unul din cele mai tinere state. El a fost creat după al doilea război mondial. Este adevărat că englezii aveau monopol în Palestina între cele două războaie. După un acord sax pigo în care Franța și Marea Britanie, după primul război mondial, și-au împărțit tot golful Persic și toată zona aceea, Englezii au avut Egiptul, pe care l-au controlat, și Israel. Trebuie să știți că izraelienii, mozaicii, de deci ce vrei, erau minoritari în 1920. Dar minoritar, rău, adică nici măcar 10% din Palestina. În timpul mandatului britanic, britanicii au lăsat foarte mulți evrei să emigreze din este europei și să ajungă în Israel. În Israel evrei, mai ales finanțați de ceva evrei bogați de la New York, au cumpărat mult pământ de la arabi și încetul cu încetul s-au extins. S-au extins atât de mult până când a venit al doilea război mondial. Aici știți foarte bine că au suferit enorm, că peste șase milioane în jumate au murit. Știți, nu trebuie să vă spun despre Holocaust. Cert e că după aia foarte mulți au renunțat să mai trăiască în Europa și au început să, să ducă în singura țară care părea a lor și anume în Palestina. Numai că Palestina nu era un pământ gol. Acolo existau palestinieni, existau arabi și erau chiar elita. Dacă vreți să știți, palestinienii sunt poate cei mai educați dintre toate popoarele de Magreb și Golful Persic și au fost foarte educați și au fost la școli foarte înalte din, tot, din totdeauna. La fel evrei, dacă sunt și dacă mulți acuză că domină în lumea, trebuie să spun că și merită, pentru că nu există popor care să pună accent mai mare pe ca educație ca poporul evreu. La ei, oricât de sărac ai fi, părinții își rub de la gură și dau copilul la un instrument muzical, aproape orice evreu știe să cânte la ceva. Are cultură muzicală, are, se duce la, citește, se duce la bibliotecă. Deci chiar și evrei foarte slab pregătiți și înculți, își dau copiii la școală. Și fac sacrificii enorme pentru școală. Înainte de a face avere, înainte de a deveni bogați și așa mai departe. Și de asta... Lumea spune, evrei sunt un popor deștept. Nu. Și noi am fi dacă am cheltuit bani pe educație. Dar nu cheltuim și nu e vorba de stat aici. E vorba de familie în sine. Familiile la noi, mai ales în comunism, n-au dat prea mulți bani pe educație. O făcea Partidul Comunist și școala. Iar acum ne plângem că școala numai aici a fost în perioada comunistă da, familia mai e ce a fost, pentru că atunci toată lumea vrea să scape de a fi muncitor și să ajungă la o facultate. Și atunci orice muncitor, orice funcționar, orice țăran își dădea copilul la școală ca să scape de munca grea de la 23 august la Uzinile Republica sau de la Sidex Galați. Mă rog, nu se numea Sidex pe vreme. E, în Israel, Ben Gurion, Reușește, printr-o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite, urmărită la radio în direct de, to de toți evreii din Palestina, să proclame independența și nașterea statului Israel. Foarte complicat. Englezii s-au abținut, Uniunea Sovietică a votat pentru, americanii au votat pentru, țările arabe au votat contra și astfel. În 1949 aveam două țări în Palestina. Israelul care deja fusese recunoscut de țările occidentale și teritoriile palestiniene care atunci erau mult mai mari și mult mai amestecate. Dacă dați pe Google și căutați o hartă din 1950, o să vedeți zone care aparțineau autorității palestiniene și zone care aparțineau statului Israel. Și lucrurile astea au continuat până în 1956. În 1956, de data asta în partea cealaltă a peninsulei Sinai, respectiv în Egipt, a venit un colonel, colonelul Nasser, care a preluat puterea pentru o semilovitură de stat și care a vrut să dezvolte Egiptul. La un moment dat, americanii care îi promiseseră bani, că n-a fost socialist, n-a fost comunist, mai târziu s-a aliat cu rușii de nevoie. Pentru că americanii, la un moment dat, după ce au promis că o să-i dea 2 miliarde de dolari ca să facă barajul de la Aswan și astfel toată partea Nilului să aibă pământ și să-l poată cultiva și să nu moară de foamă mei cele 30 de milioane de egipteni, între timp vreau să vă spun că Egiptul a ajuns care are 100 de milioane populație. Și Israelul are populație mult mai mare, dar nu se compară că de la 300.000 ei sunt acum 4 milioane. Egiptenii sunt 100 de milioane. Și Nasser s-a gândit că inamicul numărul 1 sunt evrei în zonă, restul fiind prieteni în țări arabe, și a reușit să semneze un acord cu Siria și cu Iordania și a făcut ceea ce s-a numit o țară care avea trei țări. Republica Arabă Unită. Un comanda la Nasser. Și în 1967, ce s-a gândit el? Și a blocat strâmtoarea Tiran. Blocând asta și blocând accesul evreilor statului Israel la mare, evreii și-au dat seama că vor fi încercuiți, erau deja încercuiți întotdeauna, din punct de vedere geografic, și au atacat prin. Și așa s-a născut războiul celor șase zile. În șase zile, Israelul și-a triplat suprafața, a ocupat inclusiv peninsula Sinai, a ocupat Ierusalimul, care, la acordul ONU când s-a creat Israelul, era jumate la arabi și jumate la evrei, și cum nu se putea împărți perfect Ierusalimul, și cum zidul plângerii, care era cel mai important, obiectiv al culturii mozaice, s-a aflat la doi pași de moscheea Domului, de unde se spune că Mahomet s-a înălțat la ceruri, chestia asta a fost în zona arabească. În momentul în care a ocupat în ziua de astăzi, problema mare a Israelului ocupat de către evrei, e că simbolul cel mai important, cea mai importantă moschee din cultura arabă, moscheea Domului, s-a aflat acum în zona ocupată de Israel. Și asta este invocată mereu când apare orice fel de conflict. Evident că palestinienii care s-au refugiat în Liban, care s-au refugiat în Iordania, care s-au refugiat în Siria și în alte țări arabe, în momentul în care Israelul a dominat toată zona după războiul de șase zile care războiul de șase zile era al treilea val de emigrări. A fost primul val la războiului imediat născut după programarea statului Israel. Al doilea război a fost un război în timpul în 1956, când englezii și francezii au operat la statul Israel ca să lupte cu Nasser care a naționalizat Caranul Suez, pentru că n-a primit banii să-și facă barajul de la Aswan și tot așa. După războiul de șase, șase zile din 1967, au mai trecut șase ani, între timp Nasser a murit, a venit Anwar Sadat și Anwar Sadat și tot poporul arab dorea o revanșă pentru înfrângerea rușinoasă obținută de Israel în șase zile. De fapt, înfrângerea rușinoasă a fost obținută într-o dimineață pentru că atacul Israelian a, a fost un atac surpriză, a distrus toată flota de avioane de vânătoare pe care la sel cumpărase de la ruși, astfel încât avioanele egiptene nici măcar n-au mai decolat. Deci n-au mai fost lupte aviatice, ci pur și simplu s-a terminat totul într-o dimineață. Bun. În 1973, Egiptul atacă prim. În 6 octombrie, războiul de Yom tipuri. La războiul de Yom Kippur, Israelul e condus de o femeie, Golda Meir femeie venită din chimuț. O doamnă, o femeie care a condus foarte bine Israelul, dar pentru că a fost surprinsă de atacul de Ion Kipur, a trebuit să-și dea demisia. Ceea ce va trebui să o facă și Netanyahu, care a fost surprins de atacul Hamas. -ul. Și pot să vă spun că la războiul de Ion Kipur, după ce s-a dat, a reușit să avanseze aproape o și ceva de kilometri în peninsula Sinai, și a câștigat primele două zile și foarte mulți evrei au fost omorâți, Ariel Sharon, viitorul prim-ministru, a luat niște tancuri, a spart frontul, a trecut canalul de Suez și dacă americanii nu interveneau, ocupa inclusiv Cairo. Așa că până și războiul de Ion Kipur, care de data asta a avut victime mai multe de ambele părți, inclusiv de partea israeliană, pentru că primele două zile au fost surprinși și înfrânți izraelienii, s-a încheiat practic tot cu victoria Israelului, dar cu o problemă. Ar fi cazul să ne gândim la pace. Și astfel au început negocierile de pace. Anuar Sadat a dat, a venit pentru prima oară și a pus piciorul la Ierusalim și la Tel Aviv, s-a dus și a vorbit în Parlamentul Evreiesc și au apărut, evident, din partea radicalilor, atât arabi cât și evrei, proteste. Pentru că există, atât la arabi cât și la evrei, o parte a populației radicalizată care nu dorește decât răzbunare. Nu că n-ar avea pentru ce, dar cu răzbunare conflictul se prelungește, iată, de peste 75 de ani. Din 49 până acum sunt 75 de ani. Bun, după războiul de Ion chipur, după ce s-a dat, a vorbit la nesetul evreiesc, au început să apară oameni care și-au dorit pacea. Cel care și-a dorit cel mai mult pacea de, pe partea evreiască a fost Ițac Rabin. Ițac Rabin a semnat și Menahem Begin. Menahem Begin acordurile de la Cape David, Ițac Rabin acordurile de la Oslo și s-a semnat o pace. Ce sfârșit a avut Ițac Rabin? La nici 8 luni după ce a semnat pacea, un extremist izraelian l-a împușcat și l-a asasinat la un mitic popular în care tot Tel Avivul sărbătorea venirea păcii. Și astfel, după pacea asta, a apărut intifada când evreii au atacat, au atacat zonele palestiniene, deși statul palestinian a fost și el creat, dar nu recunoscut de toată lumea, deși Gaza și Cisordania au fost multă vreme sub autoritatea statului palestinian, care statul palestinian la început a fost condus de Yasser Arafat. Același om care era Considerat cel mai mare terorist, care l-a angajat pe Carlos Sacalu să deturneze avioare care a deturnat avionul evre evreiesc și l-a dus la India Min în Uganda și așa mai departe. Povestea e foarte lungă. Nu cred că am eu timp să vă spun aici toată istoria acestui conflict. Deși ar fi foarte interesant să fac un serial de vreo 5-6 episoade pe tema asta. Ce pot eu să vă spun este că. De câte ori dreapta a venit la putere în Israel, dreapta fiind partidul în care face parte Netanyahu, am avut scandal și război. De câte ori stânga și Mon Perez sau Itzac Rabin au venit la putere în Israel, au avut momente de pace. Dar, din păcate, n-au ținut prea mult. Ce caută Iranul în conflictul ăsta? Caută. Pentru că trebuie să știți că. Musulmanii sunt de două feluri. La fel cum noi suntem ortodoxi și catolici, ei sunt suniți și șiiți. Unde se află acești șiiți? Ei, șiiții aceștia se află în Iran, cea mai mare parte, în partea de nord a Irakului și în sudul Ibanului adică la granița cu Israel. Pentru a supo, deși suniții și șiiții să se, se bată între ei, ca să știți că. Saddam Guzein care era sunit, s-a bătut cu Comeini care era și ce au făcut un război crun de 10 ani în care arabii s-au omorât între ei, sau cu Veitu, cu Irakul și așa mai departe, care erau suniți cu suniți. Nu e că arabii între ei nu au conflicte. Dovadă conflictul actual din Ieme Cert este că Qatarul sunit, Arabia Saudită sunită, și Iranul și ei sunt veninic dușmani, dar toți au un dușman comun, Israelul, care e un într-o lume arabă musulmană. Lucrurile astea greu se pot calma. Pacea acolo nu poate fi găsită decât în momentul în care vom avea niște oameni ca Ițac Rabin, ca Anuar Sadat, care vor înțelege că fără pace țările lor nu se pot dezvolta, și care vor ajunge la un acord de pace care să-și respecte. Din nefericire, ele nu s-au respectat pentru că ori de o parte, ori de cealaltă, persoanele care au semnat aceste păci au fost asasinate. Și lucrurile continuă. Hamasul, care este o organizație sunită palestiniană anti-Israel, Hezbollahul, care e o organizație șiită finanțată de Iran, și care se află în Liban, și Libanul săracul, care are trei religii, care a fost pe vremuri numită Elveția Orientului apropiat și care acum e o ruină după ce a avut în ultimii 60 de ani trei războaie devastatoare, toate civile, în care toți s-au bătut cu toți. Cam asta e situația. Ce se poate întâmpla acolo? Se poate întâmpla ca Israelul să ocupe tot, toti toată vechea Palestină și atunci sigur vom avea o replică cruntă din partea iraniană sau să încerce să calmeze situația. Cred că pentru evrei cea mai bună soluție ar fi să-l schimbe pe Netanyahu, să vină iar unul de stânga care să înceapă niște negocieri de pace și care să calmeze populația, pentru că dacă vă veți duce în Israel, o să vedeți că peste 60% din populație nu dorește răzbunare, nu dorește continuarea războiului. Și nici în Cisjordania și Gaza n-ar fi așa. Dar și acolo există 20-30%, vreo lați în Hamas, în Hezbollah, care doresc doar răzbunare, și de obicei, când vrei prin sânge să plătești sânge, continui să vergi sânge. E o vărsare de sânge continuă, nu am eu vreo soluție n-am făcut decât să vă explic ce se întâmplă și să vă spun că nenorocirile pot continua să vină din acea zonă. Până când aceste popoare nu vor desemna la conducere niște oameni suficient de inteligenți care să uite trecutul și să facă așa cum a făcut Germania care și-a cerut scuze pentru holocaustul lui Hitler, cred că lucrurile nu se vor schimba. Cred că și evreii trebuie să-și ceară scuze pentru ce au făcut în 49, în 56 și arabii trebuie să-și ceară scuze și dacă vor reuși fiecare să fie mai toleranți, s-ar putea să trăiască împreună. Deși, așa cum se prezintă situația actuală, pare ipotetic, utopic, ba chiar aproape imposibil. Acesta a fost un episod de istorie atipic în care nu am vorbit nici despre bursa de la Tel Aviv, nici despre finanțe, dar care influențează enorm evoluția piețelor financiare. E povestea conflictului din Orientul apropiat. Și a spus-o pentru cei tineri care nu au studiat nimic la școală despre acest conflict și care citesc aiurea pe net tot felul de știri, astfel încât devin și ei partizani, radicali unii cu Hamasul sau Hezbollahul, unii pro-evrei și știți bine că adevărul e undeva la mijloc. Și așa cum am spus, pacea nu se poate face decât prin toleranță și încercând să uităm trecutul și să ne recunoaștem propriile greșeli. Sau ai bine zis, arabii pale și evrei pale Deci nu uitați, continuați să vă uitați la Feed Your Grid, share, like, subscribe și cine dorește, butonul de join în stânga butonului de subscribe ca să de puteți deveni membrii strategi bursieri. Cum foarte mulți dintre voi m-ați rugat să fac un curs pe 7-9 iunie, deci 3 zile, 7, 8 și 9 iunie, voi organiza la Sâmbăta de Sus un curs de trading și de macroeconomie deschis atât pentru începători cât și pentru cei mai avansați. Vom face multe lucruri despre cum să analizăm o societate, cum să interpretăm datele și știrile macroeconomice, șomaj, CPI, PPI și așa mai departe, inflație. Și evident, vă voi spune multe povești din trecut care vă vor ajuta să luați decizii bune în viitor. Deci, nu uitați 7-9 iunie, sâmbătă de sus, vă duceți pe cilindra.ro la cursuri live și acolo vă puteți inscrie. E număr de locuri limitat, puteți să vă luați cameră single sau loc în cameră dublă. dublă și în plus ce mai puteți face dacă sunteți membri pe Discord la grupul de opțiuni, aveți și o reducere. Bun, deci 7-9 iunie vă aștept la sâmbătă de sus. Nu uitați când se termină locurile, nu mă mai rugați că nu o să mai am cum să vă dau locuri la acest curs.